Astăzi m-am gândit să facem un tutorial de machiaj. M-am gândit să mențin totul în nuanțe cât mai neutre, nuanțe de maro. Mă gândesc să-l fac și mat, dar mai vedem asta pe parcurs, nu vreau să zic încă de la început ce și cum. Dar cu siguranță vreau să folosesc nuanțe de maro. Sper să vă placă tutorialul și să începem. O să vă arăt cum îmi fac și sprâncenele, și machiajul tenului, buzele și practic tot machiajul. Deși în ultima vreme ați văzut că fie v-am arătat doar machiajul ochilor, fie am sărit peste câțiva pași, pentru că m-ați tot văzut repetându-mă, doar azi am zis că vreau să intru mai mult în detalii și să vă explic cât mai multe lucruri, pentru că am văzut că apreciați clipurile de acest gen în care pașii sunt foarte bine explicați și asta voi încerca să fac și astăzi. Bun, eu mi-am făcut deja skincare-ul de dimineață, mi-am curățat tenul cu un gel de curățare de la CeraVe, după care mi-am exfoliat tenul, am aplicat un toner și o cremă hidratantă și sunt pregătită. Chiar vă recomand să aveți o rutină de îngrijire a tenului, credeți-mă, face diferența, pe care să o respectați. De fapt, să aveți două în cazul în care nu se potrivesc, una dimineața, una seara, pentru că o să vedeți diferențe în aspectul tenului vostru. Bineînțeles, ea să fie potrivită cu tipul vostru de ten. Eu, ca de obicei, voi începe cu machiajul sprâncenelor. Și pentru a le contura, astăzi voi folosi un gel de sprâncene. Eu îl folosesc pe acesta de la Anastasia Beverly Hills. L-am în nuanța medium brown. Mi-ar fi plăcut totuși să l-am într-o nuanță mai deschisă, dar este ok și aceasta. Iar pentru asta voi avea nevoie de două pensule. O pensulă tip spoolie pentru a împieptăna sprâncenele și o pensulă unghiulară cu care să mi le conturez. Aceasta nu este preferata mea, este Morphe M160. Spun că nu este preferata mea pentru că la început era foarte subțirică, iar acum, nu știu, sau firele de păr s-au modificat și nu mai este chiar pe placul meu. Încep prin a împieptăna sprâncenele întotdeauna în sus pentru că vreau să văd exact forma lor și pentru că în momentul în care le dau o direcție ascendentă am mai mult spațiu de lucru în zona asta și dă și un efect de lifting al ochilor, așa că eu mi-așez firele de păr. În ultima vreme m-am pensat singurică și mi-am dat așa o formă cât de cât care îmi place. Acum vreau să le las puțin să se mai îngroașe. Sunt într-o continuă schimbare oricum cu sprâncenele mele. Dacă mă urmăriți de ceva vreme, sunt sigură că ați observat asta. După care am luat gelul de sprâncene pe pensulă. Am luat o cantitate destul de micuță și îmi place să încep de la mijlocul sprâncenei. Nu-mi place să vin foarte din interior pentru că nu vreau să am o linie dură în această zonă, ci încep mai din mijloc spre exterior și umplu spațiile libere. De-abia dacă ating pielea cu acest produs, pentru că vreau un aspect cât mai natural, vreau doar să dau un efect de umplere, nu vreau să încarc, nu vreau să pară foarte groase. Ce mi-a rămas pe pensulă o să vin aici în partea din față. Pentru a crea fire de păr aveți nevoie de o pensulă foarte subțire și foarte rigidă, să nu fie foarte flexibilă, astfel încât să fie cât mai exactă. Pensula asta pe care o am eu nu este chiar ideală pentru acest lucru. Dacă vi se pare că puneți prea multă presiune și nu înțelegeți de ce nu puteți să faceți mișcări foarte ușoare, încercați să țineți pensula mai de la coadă. Astfel veți pune foarte puțină presiune și o să vedeți că rezultatul va fi unul mult mai finuț și mult mai natural. Viața cu căței mereu trebuie să te ridici, să închizi, să deschizi ușa, să închizi, să deschizi ușa. Bun, dacă vi se pare că ați pus prea mult produs, întotdeauna veniți cu spoolie și pieptănați excesul de produs. De asemenea, îl întindeți pe acesta pe care l-ați pus pentru a nu avea linii foarte dure. Și nu uitați că sprâncenele nu sunt surori, sunt rude foarte îndepărtate, nu trebuie să arate minunat. Pentru că firele mele sunt mai nebunatice și le place să stea în toate direcțiile, eu am de gând să le ordonez foarte frumos folosind un gel de sprâncene. Acesta este tot de la Anastasia Beverly Hills, este Clear Brow Gel. Și vin efectiv și le dau o direcție ascendentă. Nu-mi place să fie nici foarte fluffy, să-mi ajungă la jumătatea frunții, dar îmi place totuși să le așez eu în direcția dorită, ni să coboare, pentru că vreau să obțin acel efect de lifting. Aveți grijă totuși când aplicați brow gelul, pentru că s-ar putea să mute produsul de dedesubt.
Așa că aplicați-l doar pe firele de păr și nu apăsați foarte tare. Nu pot să zic că eu cred 100% în primer, eu nu am descoperit momentan primerul ăla care să mă încânte pe deplin, dar astăzi voi folosi acest primer de la e.l.f. Prep & Blur Stick. Este un primer pentru pori. Îmi place că netezește tenul. Nu este foarte evident, nu face foarte mare lucru, dar mă gândesc că aplic un strat care să-mi uniformizeze cât de cât pielea și care să prelungească machiajul tenului și sper eu ca fondul de ten să se așeze mai bine. Vin, îl aplic direct din tubuleț, după care îl presez foarte bine în ten ca să mă asigur că s-a întins foarte bine. Eu îl tapotez astfel încât în zonele în care am pori ceva mai vizibil să îi acopăr. Am și aici un prieten care vă salută și el și este bucuros să apară în tutorialul de astăzi. O să vin acum să aplic fond de ten și o să folosesc acest fond de ten de la CEO, Long Lasting Foundation. El spune aici că este life proof. Eu l-am luat când am fost în Anglia și sincer mi se pare genial acest fond de ten. Îmi place foarte mult pentru că are un finish luminos, se așează extrem de bine pe ten, nuanța îmi place iarăși foarte mult. A fost și foarte ieftin, este nuanța 103 dacă vă interesează și o să vin să-l aplic cu burețelul. Am luat puțin produs pe burețel și efectiv vin și îl tapotez. Mie îmi place să încep din zona aceasta pentru că nu-mi place să pun foarte mult produs pe centrul feței, pentru că oricum vin cu corector și pentru că la mine fondul de ten se duce prima oară din zona asta de exterior. Vedeți ce bine se așează pe ten, are și acoperire, este luminos, nu mi-e usucă tenul, se așează extrem, extrem de bine. Chiar îmi place foarte mult acest fond de ten și îmi pare rău că nu mi-am luat mai multe nuanțe. Uitați ce frumos, deci se așează extrem de frumos, chiar sunt mega mulțumită de fondul ăsta de ten și rezistă foarte bine. Nu uitați întotdeauna să umeziți burețelul, v-am mai zis și eu întreaga poveste, burețelul trebuie să fie umed și nu ud, întotdeauna luați excesul de apă de pe burețel cu un șervețel, șervețelul absorbe cel mai bine apa decât un prosop și atunci va fi numai bun de folosit. Nu folosiți niciodată burețelul uscat, va absorbi mult, prea mult produs, nu-l va închide cum trebuie, procesul, întregul proces de fapt va fi neplăcut. Sincer, m-ați mai întrebat de unde am burețelul ăsta, dar nu mai amintesc, habar nu am, nu mai știu de unde l-am. Am fost totuși în DM, în Iași, în Palace Mall, dacă sunteți din Iași știți despre ce vorbesc, și am fost să-mi cumpăr un burețel de la Ebeli și am întrebat-o pe tipă de acolo și a zis că nu mai au. Uitați ce frumos se așează, deci îmi place la nebunie acest fond de ten. Și să vă mai arăt ceva interesant la ambalaj. Deci vedeți că eu mai am fond de ten până aici. El în mod normal era până jos și cu cât îl apeși, efectiv are aici o chestiuță care aduce fondul de ten în sus și îl pompează. Și e foarte interesant pentru că îți dai seama exact cât mai ai și nu rămâne nimic, absolut nimic pe pereți. Și vedeți că mai am din el, mai am destul de mult. Bun, o să vin acum să iluminez centrul feței, folosesc corectorul de la L'Oréal Paris Infallible în nuanța 326. Ca să vă zic așa o părere finală despre acest corector, nu este preferatul meu, nu mi se pare că, adică are acoperire față de majoritatea concealerelor drugstore, dar nu mi se pare că este wow, îmi usucă zona de sub ochi groaznic, se strânge, nu mi se pare că arată bine indiferent de ce cantitate aș folosi. Practic nu se potrivește cu tipul meu de ten și nu mă încântă foarte tare. Așa că nu o să-l mai recumpăr. Vedeți că l-am aplicat fix pe centrul feței, este zona pe care eu vreau să o scot în evidență, să o aduc practic mai în față, așa că am iluminat-o. Urmând ca zonele pe care vreau să le fac mai mici, să le conturez, o să vin cu un produs mai închis. Vin la fel cu burețelul și estompez acest corector cu partea ascuțită a burețelului pentru că intră foarte ușor în zonele astea mai micuțe fără să depun eu prea mult efort.
O să vin apoi cu partea asta mai rotunjită și o să trec așa din nou peste zona pe care am aplicat corector pentru a lua eventualul exces de produs. Pentru că urmează să setăm cu pudră și este foarte important să ne asigurăm că totul este întins cum trebuie înainte de a fixa. Perfect, chiar sunt mulțumită de cum arată machiajul tenului la momentul actual. V-am zis că urmează să setez cu pudră. Eu o să folosesc pudra asta de la Maybelline Fit Me pentru că v-am zis că este pe final, am nuanța 105, chiar mi-a plăcut pudra asta. Dar o să o răzuiesc, o să fac pudră pulbere pentru că vreau să fac și puțin baking și efectiv cu capătul de la o pensulă vin și o răzuiesc, nu știu cât vedeți, pentru că mai este foarte puțin. Dacă era mai mult produs, cu siguranță nu mai răzuiam, că nu vreau să-l consum chiar în halul ăsta. Dar pentru că mai este doar puțin, îmi permit să fac treaba asta și practic să fac pudră pulbere din asta compactă. Eu am și o pudră pulbere, dar îmi place mai mult asta. Ok, vedeți că am făcut-o așa. Și o să vin tot cu burețelul. Dacă vreți să aplicați pudra cu burețelul, este esențial ca acesta să fie umezit și să nu conțină apă în el. Bun. O să vin acum să setez zona asta de sub ochi. Pun așa un strat foarte subțire de pudră pe care o să o las acolo. Nu îndepărtez în momentul de față. Pentru că vreau puțin să se coacă, cum s-ar spune. Apoi pe centrul feței, pe extremități, presez pudra, doar în zona de sub ochi o las puțin acolo să stea, în rest doar o presez foarte bine în ten, în zona asta de contur, ca să se așeze pudra de contur cât mai bine, pe centrul frunții și pe extremități. Și dacă mai aveți probleme unde se duce fondul de ten sau în zonele în care tenul devine mai uleios, în zonele în care fondul de ten se strânge, puteți să faceți treaba asta cu baking-ul pentru că o să reziste mult mai bine fondul de ten și o să se strângă mai puțin, chiar deloc. O să vin acum să setez pleoapa pentru că ați văzut că am aplicat atât corector cât și fond de ten, dar înainte de toate o să mă asigur că nu am produs strâns și apoi vin și setez. Bun, cât am așteptat eu s-a copt și aici în zona de sub ochi, așa că o să îndepărtez excesul. Puteți să veniți chiar cu burețelul să-l presați în ten. Rămâne la alegerea voastră. Pentru machiajul ochilor de astăzi voi folosi această paletă de la Urban Decay Born to Run Palette. Este una din preferatele mele. Vedeți că ea este destul de colorată, dar eu o să folosesc nuanțele mai neutre și îmi place că are și o oglindă foarte mare în care mă pot vedea foarte, foarte bine. Avem o pensulă de blending, asta este din setul ăla de la Lidl, din Mio Mare, parcă se numea, și eu v-am zis că, păi, parcă ăștia de la Mio Mare avea și o conservă de pește și de fapt era Rio Mare, m-am distrat foarte tare când mi-ați spus. Și o să iau nuanța asta de aici, de maro, este o nuanță de tranziție foarte frumoasă, este puțin, așa puțin tel de tot caldă, dar o să o estompez foarte bine și nu o să se vadă și o să vin să o aplic aici în pliul ochiului, mai exact spre colțul extern. Și o să estompez foarte bine nuanța asta. Începeți mai bine cu o cantitate mai mică de produs pe care să o creșteți treptat decât să veniți cu prea mult produs și să nu mai puteți să-l estompați. Vedeți că deși este o nuanță deschisă, este foarte pigmentată. Eu am aplicat puțin produs, dar puteți, dacă vreți un look mai intens, puteți să obțineți cu siguranță. Și cu ce mi-a mai rămas pe pensulă, o să vin efectiv să estompez totul în pliul ochiului. O să fac asta și la ochiul celălalt. La fel, concentrez culoarea mai mult în colțul extern. Îmi place foarte mult pensula asta, chiar mi se pare că face o treabă super bună.
Dacă vreți un machiaj mai simplu, puteți efectiv să lăsați așa, aplicați niște rimel și sunteți gata de plecare. Eu o să vin să intensific însă acest machiaj cu această nuanță de maro, care este o nuanță mai neutră. Însă o să schimb pensula cu ceva mai mic și o să folosesc pensula asta de la Morphe în colaborare cu Jaclyn Hill, în nuanța GH40, pentru că este o pensulă mai mică de blending și mai exactă. Și o să vin efectiv să o aplic aici în colțul extern. Vedeți că este foarte pigmentată. Dar nu vă faceți griji că o să o estompăm foarte bine în cele ce urmează. O să vin cu pensula cealaltă pentru a blendui. Bun, după ce am obținut intensitatea dorită, o să vin să lucrez și la baza genelor inferioare. O să iau o pensulă mai micuță și cu aceeași nuanță deschisă pe care am folosit-o în pliu, o să vin să-mi conturez pleoapa inferioară. Nu vreau să o închid foarte tare, mă gândeam chiar să pun o nuanță mai de culoare în zona aceasta, dar cred că asta este suficientă și o să o las așa. Bun, din această paletă o să mai iau nuanța asta prima, care este o nuanță sidepată, pentru că vreau să îmi iluminez arcada și colțul intern. Și o să folosesc pensula asta de pe de Lidl, în același set. Și vin doar aici în zona de arcadă, nu mă duc foarte în interior și nici nu cobor foarte mult. Țin aici în punctul cel mai înalt. Și cu aceeași nuanță o să vin și în colțul intern, pentru că nu este foarte sidefată, că nu are foarte mulți clipici, dar în același timp o să-mi ilumineze zona asta. O să vin apoi cu paleta de la Morphe, asta 35R, pentru că are aici o nuanță de galben și mată, cu aceeași pensulă. O să iau nuanța și o să vin să o aplic în zona aceasta, pentru că v-am zis că nu vreau să vin cu nuanță sidevată, vreau să mențin look-ul mat, așa că vin cu aceeași pensulă și cu nuanța asta, ca să mai deschid puțin, să scot în evidență ceva mai mult pleoapa mobilă, după care vin cu pensula asta de blending și o să-i stâmpez marginile. Bun, pentru că simt că mai este nevoie de ceva, dar nu știu de ce. Parcă n-aș vrea totuși să fac eyeliner. O să vin să aplic un eyeliner pe linia apei și pe linia apei superioare pentru a contura și mai mult privirea. Asta e de la Makeup Revolution. Nu rezistă foarte mult. Pentru că în momentul de față mi se pare că mai lipsește ceva. O să vin totuși la baza genelor inferioare cu această nuanță de albastru, pentru că așa simt eu. Dacă o să fie un fail, o să fie foarte trins. Este o nuanță sidefată, dar vreau să dau puțină culoare acestui look, așa că m-am gândit că poate nuanța asta s-ar vedea drăguț. Deja vedeți că lucrul s-a schimbat, s-a intensificat mult, mult mai mult. Iar în centru, la nuanța asta, o să vin cu o nuanță de auriu. Acum putem să zicem că machiajul ochilor este complet. O să vin să aplic rimel și voi folosi acest rimel de la Catrice, Glam & Doll, False Lash Mascara, Blackest False Lashes. O să insist cu acesta pentru că nu aplic gene false și vreau să obțin un rezultat ceva mai dramatic.
Dacă aveți probleme cu aplicarea rimelului în sensul în care vă murdăriți, vă recomand să înclinați puțin capul pe spate și apoi să veniți de la baza genilor până la exterior cu mișcare de zigzag, pentru că astfel veți obține rezultatul cel mai dramatic. Bun, am aplicat și rimelul. Acum o să vreau puțin să iluminez partea asta de interior cu un fard mat alb, pentru că mi se pare că e destul de închisă. Așa că o să vin cu fardul mat alb și o să-l aplic aici în interior. O să vin să contorez tenul, folosesc Essence Contour Duo Palette, două nuanțe. Acum, sincer, nu știu, înainte mi se părea nuanța asta mai gri, acum mi se pare mai roz. Habar n-am dacă s-a schimbat ceva cu nuanța asta sau nu. Dar eu o să vin să o iau și o să vin să contorez fața. Acum am început să folosesc o nouă tehnică de contorare a tenului, nu vă o prezint încă, pentru că vreau să o mai testez, dar mi se pare că mi se potrivește mai bine și dă rezultate mai bune. Pentru că vreau să mențin look-ul ăsta mai mat și nu vreau să vin cu un blush psi de fat. O să vin cu acest blush, cu acest fard, de fapt, de la Melchior, pe care eu îl folosesc drept blush. Și o să zâmbesc și o să-l aplic fix în zona aceasta. Bun! O să vin totuși și o să aplic și iluminator, dar o să folosesc unul mai subtil. De fapt, o să folosesc tot acest fard, pentru că nu are particule foarte mari de sclipici. Este mat, dar într-un fel așa mai velvet. Și o să vin să-l aplic pe punctele cele mai înalte ale feței, într-un mod foarte subtil. Bun, din acest machiaj ne-au mai rămas doar buzele și sunt sigură că vreau să fac un nude, așa că o să vin mai întâi să le conturez cu puțin... De fapt, să fac un nude mai maroniu, așa mai închis, sau un nude mai deschis? O să vin cu Melchior creion de buze în nuanța nude și o să-mi umplu buzele cu el. Nu este foarte pigmentat acest creion, dar vedeți că mi-a dat așa o tentă de nude. După care cred că o să vin cu acest nude de la NYX Lingerie Push-Up în nuanța Push-Up. Și acesta este locul final. Sper din suflet că v-a plăcut acest tutorial. Nu uitați, vă rog, să dați un thumbs up acestui clip și, bineînțeles, să vă abonați canalul meu de YouTube. Iar eu, până data viitoare, pa!